miscredincioși, am intrat prin slujba vecerniei de sâmbătă seara, în ziua liturgică de duminică, duminica a cincea din postul cel mare. Duminică când se face pomenirea cuvioasei Maici Maria Egipteanca, a cărei viață am citit-o împreună joi și miercuri seara spre joi, tocmai pentru că se sublinează prin aceste citiri ridicarea noastră, înălțarea noastră din păcat la viață. Și avem chipul uneia dintre cele mai sfinte femei, cuvioasa Maică Maria Egipteanca, cea care când se ruga, după cuvintele Sfântului Zosima, se ridica un cot de la pământ, care atunci când trebuia să treacă râul Iordan, însemna cu semnul Sfintei Cruci și trecea pe apă ca și cum ar merge pe uscat. Cea care a străbătut distanța pe care Zosima a străbătut-o în 20 de zile, cuvioasa Maria Egipteanca a străbătut-o într-o oră. Cea care știa gândurile și căutările acestui drept ieromonah și a lăsat înscris cum să o îngroape, scriind acolo pe nisip, Maria este numele meu. Dar iată cum această femeie sfântă, vă spuneam, una din cele mai sfinte femei, iată cum ea a ajuns la această stare, prin multă trudă, prin multă rugăciune, prin multă renunțare, la propria voie și lepădând toată grija cea lumească, s-a predat lui Dumnezeu cu totul. Și este o lecție pentru fiecare dintre noi și pentru copii, cei care urmează să trăiască adolescența și tinerețea, pentru că viața acestei sfinte femei a fost una grea la început, plină de păcate, plină de destrăbălări, așa cum ea relatează prin cuvintele Sfântului Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, care a lăsat înscris mărturie despre viața ei. Deci, viața acestei sfinte femei este un exemplu pentru copii, pentru adolescenți, pentru a fugi de desfrânare, pentru a fugi de destrăbălare, pentru a fugi de beții și de cântece păcătoase, pentru că ea sublinează că a trăit multe ca acestea și că nici gura ei nu poate spune în ce adânc al păcatului s-a aflat. Viața acestei sfinte, viața Sfintei Maria Egipteanca, este un exemplu și pentru mireni, pentru credincioși, pentru că ne vorbește acolo despre stările oamenilor
cum oamenii mergeau la muncă, am spune noi, în deplasare, și acolo pe corabie, corăbierii care mergeau să se închine sărbătorii cinstitei cruci, să prăznuiască înălțarea Sfintei Cruci la Ierusalim, iată cum, având un gând bun, se lasă ispitiți, în loc ca ei să o țină pe această femeie, care în prima parte a vieții ei era păcătoasă, iată cum ea, singură, păcătoasă, reușește să-i prindă în lațul și în mreaja păcatelor pe toți cei care se aflau pe acel vas, pe acel vapor. Și iată cum o femeie păcătoasă a reușit să strice atâtea trupuri și atâtea suflete. De aceea viața ei este o pildă și pentru credincioși, și pentru femei, și pentru bărbați, și pentru cei care lucrează pe lângă casă, și pentru cei care lucrează multe zile, săptămâni chiar, departe de soții, departe de familie, departe de copii. Viața Sfintei Maria Egipteanca este o pildă și pentru monahi, pentru cei care se roagă în mănăstiri și au ales să-și dedice viața lui Dumnezeu, pentru că ea, apoi ridicându-se din starea păcatului, vede lucruri pe care ochii omenești nu reușesc să le vadă. Și spune, trimite cuvânt prin Zosima starețului Ioan să îndrepte anumite lucruri care nu se cuvin a fi făcute în mănăstire. Viața Sfintei este un exemplu și pentru preoți, și pentru ieromonahi, pentru slujitorii altarelor, pentru că observăm cum nevoința, cea care a ridicat-o pe această femeie, poate depăși harul pe care slujitorii altarelor îl primesc. Pentru că ați auzit din viața acestei sfinte femei cum cereau fiecare binecuvântare unul altuia. Zosima cerea Mariei, iar Maria cerea lui Zosima pentru că era ieromonah. Și cum Zosima s-a gândit că poate nimeni altul pe pământ nu trăiește o viață atât de curată, cu atâta rugăciune și cu atâta trudă, și iată cum Dumnezeu l-a învrednicit să vadă că dintr-o femeie păcătoasă, poate cea mai păcătoasă, care s-a îndreptat, iată cum a făcut-o una dintre cele mai mari sfinte ale bisericii. Deci, într-un cuvânt, viața acestei sfinte femei, a sfintei maici cuvioase Maria Egipteanca, este un exemplu de îndreptare pentru fiecare dintre noi. Cei care cădem în păcate în fiecare ceas, să nu rămânem în adâncul păcatelor, ci să luăm biserica, să luăm pe Maica Domnului chezășuitoare pentru viața noastră. Așa a făcut și Maria Egipteanca. A promis Maicii Domnului și s-a ținut de promisiune. A promis că nu va mai săvârși păcatul dacă o va ierta, iar semnul iertării era ca și ea să poată intra în biserica unde era lemnul cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Și Dumnezeu a îngăduit și preasfânta de Dumnezeu născătoare a mijlocit fiului ei către fiul ei pentru roaba lui Dumnezeu Maria, care era într-o stare decăzută, păcătoasă,
și mijlocind spre această femeie păcătoasă, iar ea, femeia păcătoasă, ținându-se de promisiune, lasă toată lumea, toate grijile, toate dansurile, toate poftele trupești, mâncarea și băutura, lasă desfrânarea și aleargă, cerând, primind botezul, spovedindu-se, împărtășindu-se și trecând Iordanul și petrecând 47 de ani în rugăciune, în jertfă. Și relatat de frumos și greu pentru urechile noastre de auzit, cum diavolii o chinuiau pe această femeie, cum îi dădeau închipuiri pentru săvârșirea păcatelor, dar ea se prindea de pământ cu ultima putere pe care o avea și nu se ridica de acolo, gândindu-se întotdeauna la Maica, la Preasfânta de Dumnezeu Născătoarea, cea pe care a luat-o chezășuitoare, ajutătoare, celei căreia i-a promis că își va dedica o viață curată și cinstită. Iar Maica Domnului a învrednicit-o de multe daruri, pentru că Fiul ei cel iubit i-a dat acestei femei ceea ce puțini oameni pe pământ au primit. Iubiți credincioși, Sfinții Apostoli, cei care au stat lângă Domnul Hristos, cei care, iată, mâine vom citi Evanghelia, prima Evanghelie, despre fiii lui Zevedeu, Ioan și Iacob, care au cerut ca unul să stea de-a dreapta și altul să stea de-a stânga Domnului. Iar Hristos le răspunde că va veni o zi când toți se vor lepăda de mine. Îi spune și lui Petru că se va lepăda. Și cei care au fost atât de apropiați de Domnul Hristos, iată cum se pregătesc să-și întoarcă spatele, să fugă văzând pericolul arestării Domnului. Iată cum aceștia întorc spatele Domnului, în afară de Ioan Evanghelistul. Și femeia păcătoasă, cuvioasa maică Maria Egipteanca, după ce a primit iertare de la Domnul, niciodată nu i-a mai întors spatele. Nu a mai văzut niciodată om, nici vietate, așa cum ea mărturisește în scrierea Sfântului Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, și prea puțină mâncare, prea puține haine, că trupul ei s-a înnegrit de arșița soarelui și de ger. Și ea credea câteodată că a și murit, dar venea din nou harul lui Dumnezeu peste ea și simțea puterea că Maica Domnului este alături de ea. Maica Domnului care a stat la poalele crucii, Maica Domnului o lua și pe această femeie păcătoasă și o ducea, o ridica din ispita poftelor și o liniștea. Tot așa, iubiți credincioși, și noi, fiecare, să căutăm după puterea noastră, după credința noastră, să căutăm fiecare dintre noi mântuirea sufletelor noastre. Și dacă am promis ceva lui Dumnezeu, să căutăm să îndeplinim. Atât de frumos ne spune Sfânta Scriptură: faceți făgăduințe Domnului și le împliniți. De aceea, atunci când creștinii se spovedesc și se împărtășesc, ei se angajează cu întreaga lor ființă, cu
cu propria libertate, nimeni nu-i obligă. Creștinul se angajează, promite lui Dumnezeu că își va aduce de acum înainte o viață curată, o viață cinstită, o viață departe de păcate. Pentru că noi cunoaștem că sunt multe păcate în lumea aceasta și că multe din ele ne ademenesc și că de multe reușim să fugim, dar că viața omului, o zi măcar de ar fi, cum ne spune psalmistul, este și cu păcat, o zi dacă ar trăi omul. Astfel că noi, având fiecare dintre noi, și credincioși, și monah, și preoți, și episcopi, având ispite, având la fiecare pas păcatul pe care îl vedem, pe care îl auzim, pe care unii dintre dumneavoastră îl spovediți, iată, toți văzând păcatul în mijlocul nostru, să alergăm să-l spălăm, să ne curățim, să ne îndreptăm viața și astfel spălându-ne, să promitem lui Dumnezeu că nu vom mai greși niciodată de acum înainte. Dacă am trăit în păcatul desfrânării, a destrăbălării, să promitem lui Dumnezeu că nu vom mai face lucrul acesta. Să cerem iertare lui Dumnezeu prin taina pocăinței, a spovedaniei și să nu mai greșim. Dacă am promis lui Dumnezeu că niciodată nu vom înșela, nu vom bea, nu ne vom îmbăta și vom promite lui Dumnezeu lucrul acesta, să ne ținem de această promisiune. Și atunci Dumnezeu ne va îndrepta pe fiecare și ne va dărui har peste har. Să căutăm să nu facem rău aproapelui. Să căutăm lucrul acesta pentru că este mare păcat. Și atunci Dumnezeu ne va ajuta pe fiecare, trecând, bineînțeles, prin taina spovedaniei, a pocăinței și angajându-ne cu toată firea noastră să ne îndreptăm propria viață. Gândurile cele rele, poftele cele rele, obiceiurile cele rele să le schimbăm, să le transformăm, să le punem înaintea Domnului și să cerem ajutor Preasfintei de Dumnezeu Născătoare. Iată, iubiți credincioși, avem exemplu pe această sfântă cuvioasă, Maria Egipteancă, ca și chip de înaltă pocăință, de adâncă pocăință, de adevărată pocăință, cum nimeni altul din lumea aceasta nu a mai făcut, cum s-a întors într-un moment, s-a întors către Dumnezeu cu fața, n-a mai rămas niciodată cu spatele la Dumnezeu, ci întotdeauna căuta ajutorul Preasfinte de Dumnezeu Născătoare, care era chezășuitoarea ei. Să căutăm, deci, și noi ajutorul, să căutăm și noi taina spovedaniei și să ne îndreptăm fiecare dintre noi viețile, și mireni, și monahi, și adolescenți, și tineri, și preoți, și călugări, și episcopi, să căutăm să ne îndreptăm dintr-o stare păcătoasă, să ne îndreptăm cu fața către lumina învierii. Amin.